La începutul săptămânii, în punctul de trecere a frontierei Oancea din județul Galați, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților necesare trecerii frontierei de stat un cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 32 de ani. Tânărul era pasager într-un microbuz marca Mercedes înmatriculat în România. La controlul specific, polițiștii de frontieră au constatat faptul că pe numele bărbatului este emis de către autoritățile austriece un mandat european de arestare pentru săvârșirea unei infracțiuni contra proprietății pe teritoriul Austriei. Polițiștii de frontieră au întrerupt călătoria persoanei în cauză, care a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale a Inspectoratului de Poliție Județean Galați în vederea luării măsurilor ce se impun.